Și după ce ne culcam cu toții, noi băieții, ca băieții, ne luam la hârșoană și nu puteam adormi de incuri, până ce era nevoită beata mamă să ne facă musai câte un șurub de ouă prin cap și să ne dee câteva tapangele la spinare. Și tata, săturându-se câteodată de atâta gălăgie, zicea mamei: "Ei, taci, taci! Ajungă-ți de-a muherghelie, știu că doar nu-ți babe să chirotească din picioare." Însă mama ne mai dă atunci câteva pe deasupra și mai îndesate, zicând: "Nava de cheltuială, diavol ce sunteți, nici noaptea să nu mă pot hodini de incotele voastre." Și numai așa se putea liniști beata mamă de răul nostru, beată să fie de păcate. Și apoi socotiți că ne mântuia numai cu atâta, ți-ai găsit. A doua zi, des dimineață, le începeam din capăt și iar lua mama Nătașa nicoardă și iar ne jnăpăia. Dar noi parcă bindiseam de asta, vorba aceea: pielea rea și răpănoasă, ori o bate, ori o lasă. Și câte nu ne veneau în cap și câte nu făceam cu vârf și îndesate, mi-aduc aminte de parcă acum mi se întâmplă. Mai pasă de ține minte toate cele și acum așa, dacă te slujește capul, bade Ioane. La Crăciun, când tăia tata porcul, și-l pârlea, și-l opărea, și-l învălea, iute cu paie de lână dușa, ca să se poată rade mai frumos, eu încălecam pe porc deasupra paielor și făceam un chef de mii de lei, știind că mie are să-mi deie coada porcului s-o frig și beșica s-o umplu cu grăunțe, s-o umflu și s-o zurăiesc după ce se va usca și apoi vai de urechile mamei până ce nu mi-o spărgea pe cap. Și să nu-mi uit cuvântul, odată, la un Sfântul Vasile, ne prindem noi, vreo câțiva băieți din sat, să ne ducem cu plugul, căci eram și eu mărișor acum, din păcate. Și în ajunul Sfântului Vasile, toată ziua am stat pe capul tatei să-mi facă și mie un buhai, ori de nu, bată-r un harapnic. Doamne, ce harapnic ți-oi da eu, zise tata de la o vreme. N-ai ce mânca la casa mea? Vrea să te bușească cei nândrălăi prin omăt? Acuș te descalți. Văzând eu că mi-am aprins paie în cap cu asta, am șterpelit-o de acasă numai cu beșica cea de porc, nu cumva să-mi ieie tata ciubotele și să rămân de rușine înaintea tovarășilor. Și nu știu cum s-a întâmplat că niciunul dintre tovarăși n-avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam duce să o iau? În sfârșit, facem noi ce facem și sclipuim de cole o coasă ruptă, de aici o cârceie de tânjală, mai un vătraf cu belciug, mai beșica cea de porc a mea și pe după toacă și pornim pe la case. Și-o luăm noi de la popa Oșlobanu, tocmai din capul satului din sus, cu gând să umblăm tot satul. Când colo, popa tăia lemne la trunchi afară și cum a văzut că ne așezăm la fereastră și ne pregătim de urat, a început a ne trage câteva nașteri îndesate și a zice: "De-abia s-au culcat găinile și voi ați și început? Ia stați-o leacă, blăstămaților, că vă dau eu." Noi atunci am șterpelit-o la fugă, iar el zvâr cu o scurtătură în urma noastră, căci era un om hursu și pâclășit, popa Oșlobanu, și din spaima aceea am fugit noi mai jumătate de sat înapoi, fără să avem când îi zice popii: "Drele pe podele și bureți pe părăți, câte pene pe cucoș, atâția copii burduhoși." Cum obișnuiesc a zice plugarii pe la casele ce nu-i primesc. "Măi, al dracului venetic și ceaptăn de popă," zicem noi, după ce ne adunăm cu toții la un loc, înghețați de fric și spărieți. Cât pe ce era să ne ologească boaita cea îndrăcită, vede la pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru, pe sub cetate, unde slujește, curat, ugică-l crucea, la colăcisă vie și să-și facă budihaci acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa, că nu te-ai mai înfrupta cu nimica de la biserică, în vecii vecilor. Și până îl mai menim noi pe popă, până îl mai boscorodim, până una alta, amulgește bine. "Ei, amu, ce-i de făcut? Hai să intrăm mici în ograda asta," zise Zaharia lui Gâtlan, "că ne trecem vremea stând în mijlocul drumului." Și intrăm noi la Vasile Aniței și ne așezăm la fereastră după obicei. Dar parcă naiba vrăjește, celea nu sună cu asta, că-i frig, celuia că-i îngheață mânile pe cârceie. Vărul meu Ion Mogorogea, cu vătravul sub soară, se punea de pricină că nu ură și nu mă-ți crapă inima în tine de necaz. "Ură tu, măi, chiriece," zic eu lui Goian, "și noi, măi, Zaharie, să purfnim din gură ca buhaiul.
iar iștilea să strige, hăi, hăi! Și odată și începem. Și ce să vezi? Unde nu se e hapsina de nevasta lui Vasile Aniței cu cociorva aprinsă după noi, căci tocmai atunci trăgea focul să deie colacii în cuptior. Vai, aprindă var focul să vă aprindă, zise ea, burzuluită grozav. Dar cum se cheamă asta? În obrazul cui v-a învățat? Atunci noi la fugă, băieți, mai dihai decât la popa Oșlobanu. Dar bun pocinoc, a mai fost șaista, zicem noi, oprindu-ne în răscrucile drumului din mijlocul satului, aproape de biserică. Încă una, două de estea și ne scot oamenii din sat afară, ca pe niște lăieși. Mai bine mergem la culcare și după ce ne arvonim noi și pe la anul, cu jurământ să umblăm tot împreună, ne-am despărțit unul de altul, răbigiți de frig și hămisiți de foame. Și hai fiecare pe la casa cui ne are, că mai bine-i pare. Și ia că așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela. D-apoi cu smântânitul oalelor, ce calamandros făceam! Când punea mama laptele la prins, eu, fie post, fie câșlegi, de pe a doua zi începeam a linchi groșciorul de pe deasupra oalelor și tot așa în toate zilele, până ce deam de chișleag. Și când căuta mama să smântânească oalele, smântânește, smăranda, dacă ai ce! Poate că au luat strigoaicele mana de la vaci, mămucă-i, ziceam eu, șezând închirit și cu limba scoasă afară dinaintea mamei, jos lângă oale. Doamne, prinde-l-o vai strigoiul cel odată la oala cu smântână, zicea mama, uitându-se lung la mine. Și apoi las, nănașa din grindă are să-i știe de știre, de nu l-or putea scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și a strigoaicelor din lume. Se cunoaște el, strigoiul care a mâncat smântâna de pe limbă. Urât mi-a fost în viața mea omul vilcean și lingău drept să-ți spun, dragul mamei, și să știi de la mine că Dumnezeu nu ajută celui care umblă cu furtușag, fie lucru de purtat, fie de a mâncării, fie ori de ce-a fi. Ei, apoi, unde o plesnește mama și unde crapă, zic eu în gândul meu, că doar tot nu eram eu așa de prost până pe acolo, să nu pricep atâta lucru. D-apoi, cu Moș Chiorpec, ciubotarul, megestrul nostru, ce necaz aveam! Badică, drept vorbind, el avea necaz cu mine, căci una-două mă duceam la om și-l tot sucăleam să-mi deie curele ca să-mi fac bici. Și de cele mai multe ori găseam pe Moș Chiorpec răbuind ciubotele cu dohot de cel bun, care face pielea moale cum îi bumbacul. Și dacă vedeam omul și vedea că nu se poate descotorisi de mine cu vorbe, mă luau frumușel de bărbie cu mâna stângă, iar cu cea dreaptă, muia feleștiocul în strachina cu dohot și îmi trăgea un pui de răbuială ca aceea pe la bot, de-i bufnea râsul pe toți ucenicii din ciubotărie. Și când îmi da drumul, mă duceam tot într-o fugă acasă la mama, plângând și stupind în dreapta și în stânga.